Salutare, dragilor, și la mulți ani, să aveți un an 2018 așa cum vi-l doriți voi. Alexandru Munteanu este numele meu și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă prezint ultima noutate. Cu ocazia zilei mele de nume, mi s-a pregătit o mare, mare surpriză. Nu vă puteți imagina cât de frumos a fost. Dar mulțumesc foarte mult cercetașilor, prietenilor și familiei, pentru că multă lume a contribuit la ceea ce urmează să vă arat, și anume cadoul pe care eu l-am primit. Acesta este cadoul pe care eu l-am primit. Nu știu dacă se vede foarte, foarte bine. Să-l prezentăm și cu spatele. Aici, în interior, nu știu dacă se vede, are niște corzi. Se numește Cajon, se scrie Cajon, este un instrument de percuție și de ce a contribuit așa multă lume la achiziționarea lui, pentru că nu este decât vreo 950 de lei, 9 milioane jumate de lei vechi. Unii au zis că sunt nebun pentru că seamănă cu o simplă cutie. Practic așa și este, numai că materialul din care este confecționat și efectiv construcția lui costă foarte mult. Mie îmi place foarte mult percuția. Așadar, când este vorba de pasiune și calitate, banii sunt ultima problemă. Așadar, mulțumesc foarte mult pentru acest cadou. Este o pasiune pe care cumva mi-am descoperit-o mai târziu, dar am înțeles că moștenesc cumva din familie acest talent percuționist. Străbunicul meu, am înțeles că a fost toboșar în fanfara satului, așa că uite de unde e talentul meu. Vreau acum să vă arăt despre ce este vorba, presupun că vreți să aflați cum se aude acest cajon. Da? Îmi cer scuze pentru calitatea sunetului, pentru că încă nu am microfoane profesionale pentru a înregistra sunetul clar, dar cât de cât pentru un demo, să vă faceți o idee, o să vă cânt puțin. Hai să vedem despre ce este vorba. O să schimb puțin cadru. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un subscribe, comentarii, like-uri, dislike-uri, ce vreți voi. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem cât de curând. Bye, bye!